Clasa pregătitoare va fi urmată în anul școlar 2013-2014 de copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august. Cei care nu au parcurs această etapă și au vârsta necesară înscrierii la clasa 1 vor merge direct la școală. Există o prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare între 2 și 22 aprilie. Este și o a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare între 8 și 17 mai. Anul acesta se înscriu și copiii în clasa 1, există și pentru ei această etapă. Cei care nu s-au înscris sau au trecut în clasa pregătitoare au posibilitatea să se înscrie la cursuri pentru clasa 1. Solicitările de înscriere pentru clasa 1 vor avea loc tot între 2 și 22 aprilie 2013. Între clasele pregătitoare organizate în școli și cele din incinta grădinițelor nu există diferențe. Toate au fost amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional, iar acest lucru s-a văzut în rezultatele bune obținute de cei mici. Primul an la clasa pregătitoare pot spune că și-a făcut debutul cu dreptul. De ce spun asta? Pentru că și pentru mine a fost un nou început, și pentru copii, pentru părinți, pentru toată lumea. Copiii au fost încântați de cum s-au desfășurat orele pentru că, spun ei, au îmbinat utilul cu plăcutul. Îți place la școală? Da, îmi place foarte, foarte mult. Ce ai învățat în acest an? Am învățat în acest an că literele alfabetului sunt prietenele mele. Da, îmi place foarte mult. Ce ai învățat în acest an? În acest an m-am pregătit intens pentru clasa 1. Mi-a plăcut că învățăm litere. Și a fost grea clasa pregătitoare? Nu. Îți place? Da. A, mie îmi place la școală. Ce ai învățat? Am învățat că ne jucăm cu literele și în fiecare săptămână învățăm câte alta. Înscrierile la clasa pregătitoare vor avea loc în două etape. Prima este programată în perioada 2-22 aprilie, iar a doua între 8 și 17 mai. La a doua etapă participă doar copiii care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ după prima etapă de înscriere.